As you probably know, we have had a contest for the person of Brașov that is the image of the festival 2015. În primul rând, un lucru pe care voi știți și anume, în fiecare an noi organizăm un concurs și anume imaginea festivalului. Of this year, right? Ceea ce s-a întâmplat evident și în acest an. And somebody won the contest and again and we introduced her to the media a few days ago. O persoană a câștigat concursul, a fost introdusă celor din media acum câteva zile. But like every contest, our contest have rules. And if you remember what happened to Vanessa Williams, right? Precum orice concurs, și concursul nostru are reguli. Nu știu dacă voi știți despre cazul Vanessa Williams. In 84, she won Miss America. În 84 a câștigat Miss America. But then something happened. Penthouse published certain pictures of her that were not proper and were against the rule of the contest. Însă, la un moment dat, anumite poze ale sale, total împotriva regulilor concursului, au fost publicate. And something similar happened this time. Meaning, așadar, ea, tot ceea ce ea a primit ca și premiu, i s-a luat înapoi. I s-a anulat. The first 10 days after the award, another image of the girl came out. Okay, I'm a little behind with the translation. Yeah. Acest lucru, adică ca și exemplu, s-a întâmplat și în cazul nostru. Now go ahead. This is what I say. After 10 days of the contest, another image of the girl came out. Ok, după 10 zile, după ce ea a câștigat acest concurs, o altă imagine a acestei fete a ieșit la IVL. And so, again, we have had to cancel her award. Precum v-am dat și acest exemplu, noi a trebuit să îi anulăm ca fiind câștigătoarea concursului. And she cannot use the title of Image of the Festival 2015. Așadar, ea nu mai poate folosi, nu mai poate spune că este câștigătoarea concursului din anul 2015. Naturally, as soon as the person that was chosen at first is cancelled, the person that was the second become the winner of the contest. Natural se întâmplă ca dacă prima persoană a fost anulată, cea de-a doua este acum câștigătoarea. Cea de pe locul 2, practic, este acum, devine câștigătoarea concursului. And the person that was the second, the runner-up, and that it is now the first, is Andrei. Iar această persoană care a devenit Please. Acum câștigător este Andrei Neamțu. Andrei, te rugăm. Okay, so Andrei is with us from over 1 year. He follow our workshop, graduated in our workshop for acting. Andrei este cu noi de peste un an de zile, a graduat workshopul din anul 2014. And this is a student of Colegiul de Științe Grigore. Oh, voice. College of Grigore Antipa. Okay, that means este elev. It's a high school. High school? Yes. About environment, chemistry. And you're good in un liceu yeah. În legătură you're good in this care school. Are ca obiect yeah. De and studiu, chimia. Yeah. Okay, I try also. Yeah. Thank you. So, this is Andrei. Andrei is the image of the festival. What means, if we win some money, and așadar, Andrei a devenit câștigătorul imaginea festivalului 2015. Ce înseamnă asta? Înseamnă că va fi câștigătorul unei sume de bani. But also he will be in the cover of Daria magazine of this year. Va fi pe coperta revistei Daria din această ediție acestui an. And he will be part of the poster of the official poster of the festival. Și va participa pe oficialul poster al festivalului. Very good. Congratulations, Andrei. Mulțumim, Andrei, și felicitări. Okay, and now we are coming to the movie of tonight, amazing production, Spanish production. Filmul din această seară, un film extraordinar, producție foarte, foarte bună. But before to start, we have Florino Pritescu. Dar înainte de asta, am dorit ca să-l invităm pe Florino Pritescu. Florino Pritescu. He's a Romanian actor that make films in Barcelona from few years. Actor de origine română, naționalitate română, dar care lucrează în Barcelona de ceva timp.
But tell us something about the film that you do. Well, spune-ne ceva despre filmele și producțiile tale ultime. Well, I'm working as an actor in Barcelona for 5 years. Lucrez ca actor în Barcelona de 5 ani. I lived there for 15 years, but I started to work as an actor 5 years ago. And my last, you want to translate it? Yes, please, thank you. Sunt acolo de 15 ani de zile, de 5 ani am început să lucrez, acum 5 ani am început să lucrez. And I did some quiet films, but my last one was a film for a Catalan director. Am făcut câteva filme, ultimul meu film este cu un regizor catalan. Yeah, this film called Two for the Menu, and I had the role of a mobster, because I'm from Romania, right? And all the time they are giving us some archetypes, and this archetype that they are giving me lately, it's a mobster, you know, it's like a bad guy. Ok, am jucat rolul tipului dur, pentru că vin din România. Yeah. This is what happened to us from the east of Europe. Very and I've been in others also, and now when I'm going back, I've been in another one called Silver Clouds, and I'll shoot another bad guy, I'll be another Eastern bad guy. And, o altă producție, din nou, tipul rău din partea estică a Europei. And it will be a quite an experience for me, because it's like 20 days of shooting. It's great, you know. A fost o adevărată experiență, 20 de zile de filmări. We also know that you have contact in Bucharest. Yeah. Știm de asemenea că ai contact în București. And of course, we will make him a proposal to be part of our agency. We have not many days because he leave Monday, but we will try to find the moment to talk about. Of course. Okay. Timpul este scurt, dar vom încerca să-i propunem un contract, ok? Very good. Thank you very much. Mulțumim. Okay. Last news before to say one word about the film is that the Matthew Martin Benevolent Fund of London. Înainte de a vă spune câteva lucruri despre film, ultimul lucru pe care vrem să vi-l spunem este că Fundația Martin Benevolent Fund, yeah, of London have decided to give an award to our rising star. Din Londra a decis să ne dea nouă un trofeu, to un our premiu, festival. Festivalului nostru pentru Rising Star. And this award, who is the Rising Star, will be announced the last night that when we give all the other awards. Câștigătorul acestui premiu va fi anunțat în ultima seară, când vom anunța și celelalte premii din festival, din competiție. And okay, now this movie, done production Spanish, but the scenery is not only Spain, goes in Romania and arrived till India. It's a long travel with a car, a very interesting movie. The male character is Juan Carlos, that is one of the best actors in Spanish, and the female character is Clara Voda, that is one of the best Romanian actresses, and she was also our guest 2 years ago, and she was talking with our students, we interview her, she's in our documentary. Yeah. Okay. It's long. Filmul din această seară este foarte interesant, are o poveste care pornește în Spania, dar ajunge cumva și în România. Joacă unul din cei mai buni actori ai Spaniei, de asemenea Clara Voda, care a fost la festivalul nostru acum 2 ani de zile. And I mean, if the film is amazing, I don't even want to talk about this, you will see the film. Only I recommend you one thing. In the last sequence of the film, there is a shot, very short, of 3-4 seconds, that explains really the ending. So filmul este foarte, foarte interesant, vă las pe voi să descoperiți asta, însă vă sugerez ca să vă uitați la o scenă din undeva la sfârșitul filmului, care vă va explica practic toată povestea. Este o esențială pentru înțelegerea filmului. Ok. Very good. Thank you very much. Mulțumim mult. Vizionarea plăcută. Mulțumim.